Bună seara și bine v-am găsit alături de noi la a doua emisiune Imobizi, alături de partenerii noștri de la Bizi Live TV. După ce data trecută am avut o invitată pe Viviana Andrei, pe colega mea de la Remax Property, și am discutat despre cum a evoluat piața imobiliară și care sunt tendințele în 2020 și despre reprezentarea exclusivă. Astăzi sunt onorată să l-am alături de mine pe Head of Training Remax România, Iulian Berghian, și îi spunem bun venit. Iulian are o experiență de livrare în training-uri de mai bine de 16 ani, din 2004 deja, da. Iar în ultimii 10 ani cu predilecție training-uri în industria imobiliară. Și suntem foarte mândri să fie Head of Remax Academy, începând cu anul 2013. Iulian a redefinit și a adaptat, alături de parte din brokerii și agenții Remax România și stafful Remax România, desigur, trainingurile Remax, astfel încât să fie pregătite pentru a le livra în piața noastră. Bine ai venit, Iulian! Bine v-am găsit, bine te-am găsit, mulțumesc mult de invitație, mulțumesc mult Bizi Live TV pentru această oportunitate. Mă bucur să fiu astăzi aici, să împărtășesc din experiența mea. Mulțumesc pentru prezentare de asemenea, adică era o vreme când mă bucuram că se tot adună câte un an, acum deja par atâta de mulți. Pare că ne bucurăm de experiență, nu? Da. Da, sigur că da. Mii de agenți au trecut cumva prin stările tale de curs, Remax și non-Remax, pentru că aventura ta în trainingul imobiliar a început de pe vremea în care nu era implicat în proiectul Remax România. Și aș vrea să ne faci așa o introducere cumva în experiența asta a ta și să vedem cum a evoluat agentul imobiliar în toți anii ăștia mulți de când lucrezi tu cu el, cu ei, cu noi. Da, cu toți din piață, da. Experiența mea în afara Remax-ului datează și dinainte de a prelua practică master franciza la Cluj și managementul în Cluj-Napoca, dar și după aceea, pentru că pachete de cursuri ale Academiei Remax practic le-am deschis către industrie, iar cele mai, să zic, bine vândute sau cu cei mai mulți participanți au fost trainingurile 8 strategii, în care am avut sute, în jur de 100 la fiecare eveniment care l-am organizat și l-am organizat în orașe precum Timișoara, Iași, București, Cluj, Brașov și așa mai departe, practic principalele orașe ale țării, dar și cursul Fire Up, unde am avut surpriza să văd că oameni care nu sunt din Remax vin pentru a se educa și pentru a-și dezvolta carierele în imobiliare, alegând să lucreze ceea ce noi am promovat și am construit în decursul timpului modul de lucru în reprezentare exclusivă. O bucurie, cum ziceam, să văd că există interes pentru programele noastre și da, stați cu ochii pe noi pentru că o să dezvoltăm. Mâine, 10 martie, avem un eveniment deschis industriei aici la București cu profesioniști din domeniu și cu cei mai buni oameni a noștri din Remax, la Hotel Ramada, dacă vreți să participați, dar sigur. Încă nu e anulat, deci da. Asta e vestea bucurătoare, că noi ne prezentăm, vă așteptăm și pe voi acolo. Da. Deci, cumva veștile sunt bune, agenții imobiliari sunt înclinați către educație, povesteam mai devreme astăzi cu tine când ne-am așternut așa câteva gânduri pe hârtie despre Max, am găsit o piață haotică, nestandardizată absolut deloc, eu veneam la momentul respectiv din industria auto, unde cumva erai îndrumat, învățat, nu te apucai să vinzi așa mașini de capul tău fără să știi specificații, fără să fii îndrumat, fără să ai un orizont cu privire la cum ar trebui abordată vânzarea, cum ar trebui calificat clientul. În schimb, atunci când am intrat în piața imobiliară, venind dintr-o zonă în care cumva aveam un overall view asupra modului în care trebuie abordat clientul și produsul. Aici am găsit foarte mulți oameni fără o direcție clară. Și în ultimii 13 ani ne-am tot străduit să săpăm, să construim, să adunăm informații, să avem cumva o bază sănătoasă de plecare. Și prin tot ceea ce ați făcut și voi și fiecare dintre noi în piețele noastre locale, cred că am deschis cumva noi orizonturi în direcția asta a educației și tu confirmai mai devreme că oamenii sunt înclinați către a-și lua repere sănătoase și a face business cumva în cunoștință de cauză. Corect.
Da, îs bucuros să văd că în piață, dincolo de noi, se dezvoltă alte programe educaționale care merg cumva în aceeași direcție. Uh-huh. Priveam acum nominalizările la Gala Profesioniștilor Imobiliare, unde Academia Remax, proiectul nostru, e nominalizat alături de alte două asociații care livrează cursuri în piață și alături de o altă franciză care de asemenea livrează cursuri în piață pe cumva aceeași direcție de promovare a reprezentării exclusive. Cred cu tărie, încă din momentul în care am scris primul slide pentru Academia Remax, că reprezentarea exclusivă este singurul mod în care putem depăși așteptările clienților noștri și putem oferi servicii excepționale pentru ei, și o să milităm continuu pentru pentru reprezentarea exclusivă, dar de asemenea și pentru colaborarea între agenți, agenții și practic oamenii care sunt implicați în procesul de tranzacționare. În ceea ce privește standardizarea, cred că aici mai avem multe de îmbunătățit, pentru că suntem cumva, inclusiv în Remax, într-un proces, în momentul de față, într-un proces de standardizare și stabilire, niște, să zicem, reguli ale jocului la nivel național, și ne dorim în timp să putem să livrăm, practic, la cele mai înalte standarde pe care cumva piața ni le cere sau solicită. Și au agenții singuri repere vis-a-vis de a-și construi standarde? Cum îi simți? Cum arată agentul de astăzi față de agentul pe care l-ai găsit, nu știu, chiar și în Remax, în 2013? Sigur că volumele diferă foarte mult, că rețeaua s-a dezvoltat și cu siguranță și apetitul agenților care țin trânsălile de curs s-a schimbat și sunt într-un număr din ce în ce mai mare. Dar care-i profilul lui? Adică simți că se îmbunătățește imaginea asta la care tot lucrăm? Da, când am lansat programul Academia Remax, practic misiunea noastră pentru care am creat acest program a fost să reușim să schimbăm imaginea agentului imobiliar în România, care în 2013 era, aș spune, cumva îndoielnică vis-a-vis de ce servicii primești în momentul în care apelezi la un agent imobiliar. Și practic această misiune ne-a făcut pe noi cei din Academia Remax, pentru că nu sunt singurul trainer în cadrul Academiei Remax, avem încă doi alți colegi în care mine, de exemplu, începe un curs în Oradea, de asemenea, dar ne-a făcut să avem puterea să mergem continuu înainte, să ne suim în avion ori de câte ori era necesar, sau de asemenea să putem să, nu știu, am o aplicație, de exemplu, care mi-a zis că anul trecut am dormit 200 de zile în afara casei, ceea ce arată poate nivelul de efort și angajament pe care trebuie depus pentru a reuși să schimbăm până la urmă imaginea aceasta a agentului imobiliar, care părea în 2013 o breazlă cumva rătăcită, nu era suficient de omogenă, nu era suficient de legată. Cred că lucrurile s-au îmbunătățit în decursul timpului, dar de asemenea cred că mai este foarte mult de îmbunătățit din partea tuturor celor implicați. Aș include aici inclusiv clienții noștri, proprietari sau cumpărători, care la rândul lor cred că au nevoie să înțeleagă ce servicii să valoreze în piață pentru un agent imobiliar. Aș spune că e un păcat pe care îi atrage industria, pentru că și ăsta este un element de urmărit. Odată ce imaginea se îmbunătățește, din ce în ce mai mulți profesioniști din alte domenii cumva poate reușesc să-și identifice cumva noua direcție de carieră, de business cu ceea ce construim noi în imobiliare, pentru că tu ajungi în contact cu ei. Din poziția mea de recrutor în cadrul biroului pe care îl dețin și îl administrez, întâlnesc oameni din ce în ce mai faini care intră și pășesc cu entuziasm și cu deschidere în businessul ăsta imobiliar și rămân de-a dreptul încântată de chestiunea asta, pentru că și ăsta e un reper cumva cu privire la dacă ne facem treaba bine sau nu. Corect. Apare. Simți și tu valul ăsta de schimbare, ca să-i spun așa? Da, și nu doar că îl simțim, îl și, cum să zic, am rulat, de exemplu, în cadrul, în interiorul rețelei Remax, care e într-o continuă dezvoltare. Mi-aduc aminte,
În cursul Power Star, de exemplu, la sfârșit aveam un filmuleț din 300 și obișnuiam să zic, ok, un fino e momentul de față 50 de oameni, dar o să ajungem 300. Astăzi suntem la peste 500 de membri în Remax, trebuie să schimbăm filmul ăsta. Da, clar. Ajungem... Găsim noi 1000 undeva să-i promovăm. Colegii mei de la marketing au făcut un studiu în interiorul rețelei și practic 82% dintre cei care în momentul de față sunt sub umbrela asta Remax România au studii superioare. Și aș zice din domenii diverse, adică din domenii știu foarte că... diverse, da, cred că ce ar fi interesant de punctat și poate deschidem apetitul și altor persoane care poate nu și-au îndreptat atenția către un business în imobiliare, tocmai din cauza cutumei ăsteia, că agenții imobiliari sunt priviți poate ca niște oportuniști sau oameni care n-au neapărat un statut de invidiat, ca să zic așa. Însă, în ultimul timp, vin tot felul de antreprenori din zona de construcții, din zona inclusiv de consultanță, avocați, da? Practicieni care au avut rezultate în domeniul lor de activitate, dar cu valul ăsta al schimbării, pe care noi îl tot susținem și îl promovăm, își îndreaptă atenția către antreprenoriatul imobiliare, pentru că deja eu simt că se face switch-ul ăsta mental dinspre agentul imobiliar care, dintr-un context, nu are altceva de încercat și încearcă imobiliarele, către zona de consultanță, de către un antreprenor pregătit bine pentru a livra niște servicii calitative clienților săi, sigur că în anumite condiții, și aici punctăm reprezentarea exclusivă, pentru că asta este varianta pe care noi dorim să o promovăm, da, să o practicăm, zice... pentru că și tu ai nevoie de niște drepturi în contextul în care ți-asumi niște obligații și în felul ăsta business-ul e curat, transparent, se întâmplă în siguranță pentru toată lumea. Dar schimbarea asta de abordare atrage oameni de carieră, ceea ce e grozav. Total de acord și... Aș zice, oarecum paradoxul, apropo, vorbeam mai devreme un pic de standarde, dacă privesc standardele legislative sau standardele de educație pe care un agent imobiliar sau un consultant imobiliar ar trebui să le aibă în momentul în care alege să presteze meseria asta, sunt zero, cumva, la nivel național. Nu există. Sigur, există un standard ocupațional, există poate și niște cursuri acreditate CNFPA, dar asta nu... Să zic, nu îți dau suficientă informație că, cât într-adevăr, să poți să pleci oamenii cu o strategie la consultant. Drum. Da, pentru că asta e problema, de fapt, și de drept, că sunt insuficiente. Corect, și nevoie de, a zice, mai, dacă privim agenții de vânzări în general, cei mai mulți dintre ei trebuie să ofere consultanță pe produs. Adică să știe, dacă vând telefoane, de exemplu, să știu să ofer consultanță, ce caracteristici are telefonul respectiv, ce probleme sau nevoi poate acoperi. Dacă merge, poate, către produse mai scumpe, cum ar fi automobilele, de exemplu, și tu vineai din domeniul ăsta. Pentru că noi, când am intrat în business-ul ăsta, sigur că era o poziție de angajat, nu un antreprenor, dar ni s-au dat niște repere foarte clare. Înveți specificațiile, nu intri în showroom până nu știi pe de rost. Corect. Ce dotări are fiecare nivel de echipare. Motor, caracteristici. Nu te apuci de capul tău, o să stai mai întâi să asculți și după aceea ghidat fiind sau da, poate ai un mentor sau începi să te integrezi. Exact. Corect. Cam asta ar trebui să fie și un reper de normalitate în imobiliare, să înveți câte ceva înainte să exersezi abordarea pe client. Mai avem de muncit aici, sunt convins de chestia asta și cred că totdeauna este de muncit, dar ceea ce vroiam să, ca să termin ideea, consultantul din showroom de mașini, probabil că are nevoie să știe câte ceva și despre o consultanță financiară, poate cum e un leasing operațional sau un leasing financiar, în ce condiții poate o fi oferit. În ceea ce privește agentul imobiliar, pe lângă consultanța de produs, ceea ce înseamnă să cunoască imobilele pe care le prezintă sau pe care le reprezintă la vânzare, de asemenea apare o consultanță financiară, adică ar trebui, cred că, să aibă un minim de informații vis-a-vis despre creditul ipotecar sau creditul prima casă și poate cu atât mai mult și câteva informații despre natura juridică a imobilului sau dreptul de proprietate, în ce condiții poate fi înstrăinat acest imobil sau imobilul pe care îl reprezintă. Din păcate, toate aceste...
cum să zic, cunoștință necesită eforturi din partea fiecărui agent pentru a le dobândi. Noi, Academia Remax, am lucrat intens în ultimul an pentru a putea construi o platformă de e-learning online pentru rețea în care să dăm acces la cât mai multe traininguri în toate aceste trei direcții, în așa fel încât oamenii noștri să aibă acces la educație și să poată să răspundă cerințelor pieței. Dar dacă privim la nivel național standardul, apropo, el nu face referire la astfel de lucruri și, din păcate, în continuare, oricine poate să presteze servicii imobiliare, fiecare cunoștințe fiscale sau cunoștințe juridice sau... poate și mai rău, nici măcar produsele pe care le vinde să nu le cunoască, pentru că am luat pozele de la proprietar sau mi le-a trimis proprietarul pe mail. Se mai practică lucrul ăsta. Se practică foarte des, să nu ne ferim de responsabilitatea de a spune lucrurilor pe nume. Se mi-aduc practică aminte... foarte des. Nu știm unde este adresa, nu cunoaștem proprietarul. Ne lăsăm cumva duși de val și deschidem niște uși, după care discutăm din experiența anterioară despre lucruri evidente, precum aici este bucătăria, aici este baia, fără nicio substanță reală și fără nicio legătură. Descriem cu... evidență. Mai și greșim câteodată, că zicem da, bucătăria și intrăm în baie. Adică... Da, mă așteptam să fie o baie, dar uite, eu de bara. Dar să știți că s-ar putea să se poată transforma într-o baie la un moment dat. Ce adică... să mutăm coloanele. Exact. Lucrurile astea se întâmplă și chiar îmi povestea un coleg de-al meu zilele trecute că a făcut o tranzacție în reprezentare cu o doamnă foarte mulțumită de altfel de serviciile lui, iar ulterior va trebui să facă următorul pas către a achiziționa o locuință. El fiind mai mult în zona de a reprezenta vânzătorii, nu neapărat cumpărătorii, n-au discutat în mod expres despre un contract de reprezentare la cumpărare. Însă doamna i-a cerut asistența pe teren la o vizionare stabilită cu un alt agent din piață și surpriza emisiunii a fost că s-au învârtit pe străduțe vreo jumătate de oră pentru că respectivul agent nu reușea să găsească adresa. Contractul s-a completat cu toată lumea cu părțile de față, adică doamna cumpărător, dumneavoastră luați și completați aici, da, care e comisionul mașinii. 3%, dar pentru dumneavoastră facem o excepție, lăsăm să fie 2, domnul vânzător și dumneavoastră completați, deci nici măcar pe capota mașinii cu toate părțile de față, că doamna cumpărător o finuță, proprietarul luat prin surprindere. Lucruri de genul ăsta se întâmplă în continuare și cumva vina e la mijloc, e atât a agenților care nu setează niște standarde minime de decență, dacă putem să-i spunem așa, vis-a-vis de serviciile pe care le oferă și în egală măsură a clienților care permit ca lucrurile astea să se întâmple, pentru că atâta vreme cât accept să semnezi un contract de reprezentare, nu știu, un raport cu un om care nu știa nici măcar unde să te ducă, adică, sigur, colaborare. Lucru normal de altfel. Eu vorbesc în cursurile mele, de exemplu, de promovare prin ascundere. Ceea ce sună foarte straniu așa la prima vedere, pentru că orice agent de listare deschisă îi povestește proprietarului că o să-i promoveze proprietatea. Ceea ce nu-i spune niciodată e că, de fapt, el îi va ascunde proprietatea, pentru că dacă intrăm pe site-urile multor din agenții care lucrează în listare deschisă, o să vedem că dacă vrem să căutăm localizarea proprietății, o să o găsim într-un cerc sau un pătrat. Eram la un CPI, un Clubul Profesioniștilor Imobiliare, în care una dintre întrebările era ce poate să facă clubul mai bine pentru agenții imobiliari prin imobiliare.ro. Răspunsul sau una dintre solicitări acolo a fost să facem pătratul ăla mai mare, că clienții cumpărători găsesc foarte ușor proprietățile, adică mi se pare absurd. Ceea ce cerea practic agentul respectiv e să facem în așa fel încât să ascunde mai bine proprietatea respectivă. Ori asta înseamnă, dacă privești lucrurile sub forma asta, o ascunde de alți agenți din piață care pot să-i devină concurenți și o ascunde de asemenea de alți sau de posibil cumpărători care ar putea să facă poate cea mai bună ofertă pentru proprietar. Și lucrul ăsta nu poate fi schimbat, de asta o să vedem numai poze din interior, nu o să vedem poze din exterior sau cu fațada, nu o să vedem poze mai mult decât atâta, nu vedem poze către exterior, nu? Pentru că dacă avem o benzinărie acolo, e ușor de intuit că e de pe la etajul 2 poza și așa mai departe. Dar nu s-a întâmplat să găsească și după o vedere către alte blocuri. Clar.
adresa. Șansa era că era o proprietate aflată în reprezentare exclusivă în portofoliu agentului și proprietarul l-a contactat pe colegul nostru, dar se întâmplă, oamenii identifică, sună la câteva apartamente, la câteva etaje, că aproximează scara și aia este. Adică noi suntem inventivi. Da, aș vrea, cred că așa cum cunosc eu business-ul ăsta și cum se fac imobiliare la noi în țară, n-aș vrea nici foarte mult să critic agenții, pentru că care chiar inclusiv cei care lucrează în listare deschisă, am cunoscut oameni integri din punct de vedere moral, oameni cu familii care pasionați de ceea dar ce tranzacții fac. Dar tranzacții se întâmplă și există modul, servicii funcționale și exact. În zona asta de business, chiar mult mai multe decât în reprezentare exclusivă. Însă, dacă privim către piețele sănătoase, care s-au maturizat, s-au liniarizat, nu este un sistem de lucru cumva echitabil pentru client și nici pentru agent, pentru că livrezi puțin către foarte, foarte mulți și ești plătit de foarte puțini dintre clienții tăi. Motiv pentru care senzația e că dai mai mult decât faci la nivel de valoare acel serviciu și de aici percepția că agenții imobiliari sunt cumva oportuniști. Corect. Pentru că, da, în reprezentare deschisă, în cele mai multe cazuri, clienții, ambii, plătesc un fel de pay per lead, cum îi spunem noi, plătești pentru că s-a generat un lead de cumpărător. Dar se schimbă. De muncit se muncește în ambele tabere, cumva, doar că nu în raport cu persoana care plătește. Cam asta e povestea. Ceea ce se schimbă la masă, dacă vorbim de reprezentare exclusivă, îi a oferit servicii pentru a reuși să servisez clientul pe care reprezinți la cel mai înalt nivel. Practic, ceea ce pui acolo este reputația ta pentru a obține ulterior recomandarea clientului ca să fie extrem de mulțumit de ceea ce se întâmplă. În listarea deschisă apare o competiție contra timp în care nu mai contează nivelul serviciilor, ci tot ceea ce contează îi care din primul. Noi vinde primul și aș zice chiar mai mult decât atâta, faptul că e un joc de totul sau nimic, e un joc în care nu pot să pun 90% din muncă și să rămân cu 0, nu înseamnă că rămân cu 90% din bani, mă face să mă transform într-un soi de, aș zice, pitbull pentru a închide tranzacția. Adică am avut de nenumărate ori în sălile de curs. Dacă se oameni... poate chiar manipulare, nu neapărat influențare înspre așa clientul. Da, da, dar e simplu, pentru că oamenii, vorbesc aici de agenții imobiliari, au un interes acolo. Vorbeam, deci asta ziceam că în sălile de curs, agenții care lucrează deschis îmi zic, datoria mea este să apăr tranzacția. Adică trebuie să o duc la bun sfârșit pentru că, și au motive, pentru că de acolo își iau banii, de acolo își hrănesc familia, își trimit copiii la școală, pleacă în vacanță și așa mai departe. Și clienții at the end of the day, la finalul tranzacției, vânzătorul e mulțumit cu prețul pe care cumpărătorul îl oferă, cumpărătorul e mulțumit cu prețul că doar el l-a oferit, până la urmă pun cap la cap tranzacția, dar ideea e că muncesc în multe direcții și sunt remunerați dintr-una singură, cumva. Marja de conversie, și acum suntem cumva doi matematicieni la masă și ne plac cifrele. Iulian e absolvent de matematică, eu de cibernetică, ne-am regăsit în vânzări și lucrăm cumva mult mai mult decât cu cifrele în zona de comunicare, însă ne plac statisticile amândurora și în zona asta de open listing-uri, între 1 și 3% din ce lucrezi se convertește într-o tranzacție din care ești și remunerat. Și atunci există foarte multă risipă de energie, de timp, de bani și cred că e și multă fraudă la mijloc. Se pentru schimbă... că la un moment dat imobiliare.ro promova o statistică conform căreia din masa critică de proprietăți disponibile, agențiile promovau undeva în jur de 90%+. Însă statisticile spun că de remunerați suntem remunerați, noi agenții imobiliare, agențiile imobiliare, doar de 30% dintre clienți. Uh-huh. Și atunci este o diferență covârșitoare de tranzacții, de proprietăți care sunt promovate de agenții, dar în fapt sunt tranzacționate direct între dezvoltator sau proprietar și cumpărător. Ceea ce lasă cumva loc de interpretare, pentru că toată promovarea asta necesită bani, necesită timp, se întâmplă cumva o grămadă de lucruri. Scopul jocului, adică în momentul în care alegi să lucrezi în listare deschisă, scopul tău devine de a aduce cât mai multe proprietăți
Pentru că efortul de a semna un contract nu e atât de mare cum ar fi în reprezentare exclusivă. Dar nici nu se semnează, cred. Ok, poate nici nu se semnează în multe din ocazii. Și atunci ceea ce trebuie să faci, având în vedere statisticile care povesteai mai devreme, este să aduci cât mai multe proprietăți. Okay? Ceea ce nu-ți mai oferă timp sau nu-ți mai rămâne timp pentru a servisa clientul, pentru a-l informa vis-a-vis de ceea ce numim noi raportare, nu? A-l informa cu reacția pieței pentru imobilul lui, pentru a putea să înțeleagă dacă care e cea mai bună strategie de urmat după ce am scos-o în piață, adică unde ar trebui să repoziționăm sau ce ar trebui să facem ca să reușim acea proprietate să poată fi dusă către tranzacționare. În deschisă, cei mai mulți agenți de listare deschisă cu care am stat de vorba nu știau ce înseamnă raportare. Mm-hmm. Adică nu-și pun problema de a răspunde proprietarului vis-a-vis de reacția pieței pentru proprietatea lui. Dar nu avea timp, pentru că în zona asta de lucru, cei care sunt cu adevărat eficienți administrează portofolii de sute de proprietăți. Nici n-apucă să actualizeze bazele lor de date și nici nu prea au interes, fie vorba între noi, pentru că the more the merrier. Cu cât ai mai multe proprietăți promovate, cu atât ai șansa să atragi poate atenția clienților din piață. Procesul de calificare e foarte simplu. Mi-aduc aminte un agent, fac aici mi-a venit o amintire dintr-unul din cursurile mele care îmi zicea: pentru mine e foarte ușor să calific proprietarul și să-i zic că prețul proprietății lui e prea mare. Și am zis, ce înseamnă foarte ușor? Zice, am o metodă care niciodată nu dă greș. Ce intru în locuința proprietarului, mi-o prezintă, încerc să înțeleg și la sfârșit îl întreb, ok, care e prețul la care v-ați gândit să o listați? Și în momentul în care îi spune prețul, practic scapă geanta din mână și ce, mă scuzați, și ce, nu mai trebuie să zic nimic pentru că proprietarul știe că proprietatea e listată greșit. Da, îi... Fiecare cu strategia lui, ce poți da, 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 da. Dar din păcate astfel de practici devin comune pentru că sunt ușor de copiat și cred că asta atrage până la urmă și imaginea îndoielnică a agentului imobiliar de multe ori. Însă, n-aș vrea, dacă îmi permiți numai o secundă, n-aș vrea să vorbim numai de cazuri, pentru că ar fi, nedrept din partea mea să vorbesc numai de oameni care aleg să lucreze într-un anume fel. Am cunoscut profesioniști adevărați. Am discutat despre ambele tabere, cumva. Corect. Am luat și perspectiva asta, ne întoarcem la standarde, da. Că mai avem 5 minute și o să trebuiască să închidem. Și vrem să punctăm cumva în zona asta de standarde de lucru pentru agenți, că aleg să intre în business pe cont propriu și să își seteze o carieră startup ca freelancer sau că sunt deja agenți imobiliari și poate vor să se redefinească, nu neapărat alăturându-se unui business funcțional și să preia niște standarde. Poate aruncând un ochi în curtea noastră, poate raportându-ne la experiența ta anterioară, care ar trebui să fie standardele de lucru de la care să plece? Trebuie să-și definească cumva business-ul. Noi tot vorbim despre asta, despre a-ți crea brand awareness, despre a-ți crea niște valori ale business-ului tău ca antreprenor în imobiliare. Brand awareness, brand personal, reputație în piață, ca să, să vorbim și cred că etică. Sigur. Să-ți impui un cod etic propriu dacă nu te afiliezi unuia existent. Pentru că la finalul zilei business-ul ăsta e un business de oameni cu oameni și pentru oameni. Și cred că capacitatea ta de a relaționa, de a înțelege, pentru că pentru mulți dintre clienții noștri intervenim în momente cheie pentru ei, fie, momente fericite, nu? Cuplu tânăr se căsătorește, pleacă de la părinți, își caută prima casă sau primul lor copil vor o casă mai mare sau pot fi momente nefericite, nu? Părinții decedează și moștenesc imobilul sau, căsnicia nu mai funcționează și apare partea de divorț și atunci trebuie să vândă bunurile imobile pe care le au. Dar cred că capacitatea noastră de a înțelege aceste aspecte ale vieții oamenilor cu care interacționăm la final o să reușească să livrăm servicii în momente cheie de care povesteam, o să reușească să construiască relații pe termen lung cu acești clienți și asta va construi reputația fiecărui agent în piață. Cam așa antrenăm agenții noștri și vrem în direcția aia. Dacă vrei așa standarde ca să pun cu niște
niște bife, cred că pleacă de la primul contact și timpul de răspuns pe care îl ai în momentul în care un client are nevoie de tine și aici asigur cu cât mai rapid, cu atât mai bine, pentru că vrem să simtă că ne pasă de el și suntem alături de el. De asemenea, aș merge la promovarea transparentă a proprietății cu locație exactă pentru a atrage toți potențialii cumpărători din piață, pentru că asta e singurul mod în care poți să obții cel mai bun preț pentru o anumită proprietate, ceea ce își dorește orice proprietar. Dacă vorbim de cumpărători, prezentarea tuturor proprietăților aflate într-un moment dat în piață, care se potrivesc criteriilor pe care el le caută, și cred că lucrul ăsta poate fi disponibil numai dacă agenții reușesc să înțeleagă să lucreze în colaborare. Raportarea periodică pentru repoziționare și găsirea cele mai bune strategii de închidere a tranzacției. Sunt multe, dacă... Adică, educație, că asta educație, cred că este pleacă cumva totul de la educație, și legat, da, de business-ul tău și da, al nostru, da. Și de aici pleacă toate, pentru că avem șansa, și asta este minunat, ca exact cum ai punctat și tu la începutul emisiunii, să avem o grămadă de informații bune în piață la ora actuală. Sigur că sunt și din alea mai puțin bune, dar ai șansa să alegi între o grămadă de workshop-uri, o grămadă de firme care livrează training-uri în imobiliare, asociații imobiliare care livrează training-uri în imobiliare. Poți să optezi pentru zona de a lucra în reprezentare deschisă și să mergi pe calea bătută, și sunt asociații care în continuare promovează stilul ăsta de lucru și te învață cum să faci reprezentare. Listare deschisă. Să faci listare deschisă. Capac, cărlige și alte. Dar sunt o grămadă de business-uri care te învață să faci asta, ca să nu trebuiască să te dai singur cu capul de sus. Sau există și alte perspective și aici fiecare are cumva liberul arbitru, are posibilitatea să aleagă, dar poți să te informezi, asta e fain, pentru că în ultimii 10 ani industria asta a început să aibă sens, să capete contur, industria de training în imobiliare, da. Și atunci, nu știu, la un prim Google search, sunt inclusiv trainerii internaționali care livrează training-uri în Remax pe bani mulți, au o grămadă de videouri free pe YouTube, adică poți să-i vezi, da. Poți să-ți iei repere. Menționez aici oameni de la care am învățat și eu, Ghiliran, Tom Ferry, Berish, Cârlicășan, Paul Vincenti, oameni care cumva i-am și adus în România pentru a împărtăși în experiența lor și a înțelege că nu suntem singuri care cumva facem meseria asta pe lumea asta. Și cred care că au factorul wow și au demonstrat și au trainuit, adică zeci de mii de agenți imobiliari. Corect. Și au videouri gratis pe YouTube, adică da, și împărtășind experiența lor, până la urmă cred că putem beneficia cu toții. Noi facem eforturi continue de a aduce, o să avem convenția națională în mai în care aducem oameni foarte bine, faini. Pentru asta trebuie să fii membru Remax, așa că aveți timp să veniți alături. Până în mai, da, puteți să ne cunoașteți. Suntem deschiși. În momentul de față ne dorim o creștere. Viziunea noastră e să ajungem cât mai repede la 1000 de agenți. Suntem momentan la peste sau în jur de 500 de membri în Remax, așa că e un proiect în care suntem implicați 100% full-time și dăm maxim ca să reușim poate să schimbăm piața asta imobiliară înspre mai bine, în folosul tuturor, în folosul cumpărătorilor, în folosul proprietarilor și al agenților. Prestatori de servicii. Corect. Pentru că ne creăm un mediu de siguranță, transparență, până la urmă și pentru noi, dar și pentru clienți. Deci încheiem în nota de educație, că avem cu ce și da, de la cine da. Învăța. Stați cu ochii pe noi, remax.ro/evenimente, dacă nu știu. Dar aș menționa aici de asemenea efortul pe care birourile noastre le fac dincolo de ceea ce facem noi la nivel național, pe plan local, sunt o serie de evenimente pe care broker-ownerii noștri le organizează. Știu că de asemenea tu ai foarte multe evenimente educaționale și o vastă experiență în a livra training în imobiliare și vreau să încurajez pe oricine, știu că ai cursuri deschise, practic, seriile. Ne străduim să contribuim la a crea o lume imobiliară mai bună, că despre asta e vorba. Cumva, sharing is caring, cu cât eu chiar cred în politica asta de a influența mediul dinspre micro înspre macro, că dacă aștept să vină de la macro înspre micro, s-ar putea să aștepți mult și bine și atunci faci ce poți cu resursele pe care le ai. Cam asta e povestea.
educați-vă și... și acțiune. Acțiune, da. Nu-i adică nu ne blocăm educație. Doar pe educație, da, că altfel da, stăm da, prea da, mult. Da. Și... aici doar o mențiune foarte rapidă. Uh-huh. Vreau să închei cu, apropo, ziceai de educație și acțiune. Noi pentru acțiune am gândit un plan de integrare pas cu pas, săptămână de săptămână, pentru agenții care intră noi în Remax, tocmai pentru a fi sigur că reușesc să livreze servicii la cel mai înalt nivel în momentul în care ajung în piață. Dacă fiecare agenție ar gândi măcar un plan de integrare pentru agenții care vin noi, cred că cu toții am beneficiat de lucrul ăsta. Mulțumesc. Minunat. Mulțumim mult, Iulian. Mulțumesc, m-am simțit foarte bine, au trecut foarte repede, că nu știu când, jumătate de oră. Ce-am zis că așa o să se întâmple, că noi vorbim mult. Primul curs care l-am scris de imobiliare a avut 6 zile, așa că putem povesti foarte mult aici. Dar mulțumesc, mulțumesc mult de invitație, mulțumesc Busy Live, faceți o treabă extraordinară pentru antreprenoriat. De asemenea, tu faci o misiune foarte faină pentru imobiliare, mă bucur și că am putut să particip și mersi mult de invitație. Stați cu ochii pe Mădălina și Busy Life TV. Imobizi, nu? Da. E emisiunea. Da. Mulțumesc frumos, Iulian, iar noi ne vedem peste o lună, pe 9 aprilie, când o să l-am invitat pe Alexandru Rădulescu, consultant financiar, și o să discutăm despre cum arată piața de creditare, care sunt cele mai mari temeri ale celor care aleg să cumpere o locuință prin credit ipotecar și de ce nu să vedem cam câtă deschidere au clienții către consultanța financiară sau către brokerii de credite. Vă mulțumesc frumos, eu sunt Mădălina Vasile și ne vedem data viitoare. Mulțumim, o seară faină!